Eveniment de anvergură pentru municipalitate prilejuit de inaugurarea Parcului Lunca Argeșului. Noua zonă de agrement reprezintă cel mai mare parc natural din România, amenajat cu fonduri europene prin programul operațional regional. Onorată asistență, este un moment pe care eu personal l-am așteptat de multă vreme și cu siguranță că și mulți dintre dumneavoastră. Poate unora nu le-a venit să creadă, poate unii au considerat că sunt numai vorbe, și anume să realizăm un parc în zilele noastre, când este extrem de complicat să realizezi, să asfaltezi o stradă, extrem de complicat să realizezi măcar o grădiniță. Iată că noi am avut ambiția, am avut încredere și de ce nu, în primul rând, inspirație, să valorificăm o zonă a Piteștiului, cei care o știu mă pot confirma, o adevărată groapă de gunoi, și anume Zăvoiul, cum îl cunoșteau piteștenii și cum era cunoscut de noi toți. 24 de hectare este prima etapă. Mai avem încă pe atât spre Râmnicu Vâlcea, spre Curtea de Argeș. Acest parc am considerat noi că trebuie să vină, să completeze, să întregească și de ce nu să bucure o continuitate pentru realizarea centurii verzi de est a municipiului Pitești. Centură care a început cu multă vreme în urmă, în 1954, prin construirea Parcului Strand. Noi am continuat acum vreo 5-6 ani de zile cu baza de agrement din Vladimirescu. Acum, iată, venim cu Parcul Lunca Argeșului și vom continua spre Curtea de Argeș cu etapa a doua a Parcului Lunca Argeșului. Este o realizare pe care am făcut-o prin atragerea de fonduri europene. Polul de dezvoltare, cel prin care noi am accesat 38 de milioane de euro, ne-a permis să construim cel mai mare parc natural realizat din fonduri europene din România, 24 de hectare. Veți observa că este un parc modern, un parc cu foarte multe dotări, nu spun cu toate dotările, fiindcă indiferent ce faci, tot mai e ceva de completat. Dar avem peste 4 km de piste pentru biciclete, două sensuri. Avem 15 km de alei, avem peste 2000 de pomi plantați, peste 7000 de arbori și arbuști. În toamnă am plantat și 2000 de burdelalele. Avem peste 360, aproape 400 de bănci. Avem aici, în acest parc, două fântâni arteziene extrem de utile, iată, pe vreme ca aceasta. Avem un teatru de vară în aer liber, avem o discotecă în aer liber, avem un loc de joacă pentru copii extrem de complex și terenuri de sport, de tenis, de volei, de basket, toate pentru o folosință gratuită, fiindcă Uniunea Europeană nu vine să financeze obiective cu plată. Lor li se adaugă, sigur, o dotare extrem de utilă și de necesară, și anume trei grupuri sanitare împărțite în mod echilibrat, centru și extremități. Un iluminat public care ne costă, dar asta este, nimic nu se face fără bani. Și vă voi spune că în continuare acestui parc vom veni și vom începe curând modernizarea Parcului Strand. De aceea avem un roll-up aici cu Parcul Strand. Așa încât, nu peste multă vreme, eu sper că în 2-3 luni de zile, după ce modernizările în partea majoră a podului peste râul Argeș vor fi terminate, vom pleca din acest parc. Vom trece pe sub pod, pe o alee frumoasă, vom urca pe acel dig și vom merge, vorbesc pentru cicliști, pentru cei care vin să facă o promenadă, până în Tudor Vladimirescu, până la baza de agrement Tudor Vladimirescu. Iată că deja putem spune că Piteștiul, așa cum a primit el anul trecut, în toamnă, titlul de Primăria Verde, își merită
de pe acum își merită această realizare a noastră. Ca locuitor al Piteștiului, cum vă place Parcul Lunca Argeșului și ce vă place aici în mod deosebit? Este foarte frumos și totul. Parcul în sine, fântâna. Vă atrag în mod deosebit. Da. Veți veni aici să vă mai plimbați? Da? În Ieremia, da. Și vin cu nepoții am aici. Deci e binevenit acest parc în zonă. Foarte frumos. Ne place mult de tot. E o inițiativă bună luată de primăria. Veți veni să vă mai plimbați pe aici? Cu siguranță, cu siguranță. Ce vă atrage? Ce vă atrage în mod deosebit la acest parc? Tot. Verdeața, apa. Și acum mergem în căutarea unui loc de joacă pentru copii. Așa că și noi suntem copii până la urmă și ne plac și nouă asemenea locuri. Foarte binevenit. I-am zis domnului primar că așteptăm și parcul din Privale. Mi s-a promis că urmează, să sperăm. Mâine mergem la strand, la Privale. Dar aici, în Parcul Lunca Argeșului, ce vă atrage în mod deosebit pe dumneavoastră? Liniște, liniște. Mult mai multă liniște decât în alte parcuri. Umbră mult mai multă, bănci văd că sunt suficiente, deci e bine. Veți veni așa pentru promenadă, pentru nepoței? Da, da, pentru nepoței. Foarte frumos, foarte frumos. Eu sunt în 68 în Podești și într-adevăr că era o intrare urâtă, foarte urâtă și mai ales pentru noi, spre Mărăcine, n-aveam unde să ieșim până te duceai une, Privale, mare. Foarte frumos. E un lucru extraordinar de bun. Tot în Parcul Lunca Argeșului s-a desfășurat festivitatea de premiere a câștigătorilor competițiilor sportive organizate de Primăria Municipiului Pitești în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș.